Am un cuvânt pentru comunitatea Roma din România, țigănească, pentru țiganii în România, sau maghiar, sau cum mai sunt. E bine, domnule, mie mi-au spus, mi s-au plâns în mine de iarnă niște țigani, domnule, nu ne angajează nimeni, nu avem ce pune pe masă. Era, nu, trăim prin minunea lui Dumnezeu. Vă spun un lucru. Și o spun gândit. E lucru bun ce o să vă spun. Deci, faceți manevra turcească din Germania. Încă de prin anii 80, și poate și mai dinainte, poate anii 80, turcii care emigrau în Germania, cei germani federală sau nu, ei nu erau aprozare și v-am spus că nemții nu mai vreau să fie ei grossermen, adică grossermen, să vândă legume, fructe și din astea. Și atunci turcii au devenit, au ajuns să dețină monopolul aprozarelor din Germania, până azi. După aia știu că și cu gunoierii din Germania, nu știu cine s-a pus acolo, polonezi, în fine. Ei bine, eu vă spun, cum ar fi dacă în loc să stai la tine acasă, să n-ai curent, să n-ai ce mânca, să nu ai, înțelegi? Și acum nu orice țigan sau așa, Ion Voicu, știi? Mare muzician, Adrian Minune sau altul. Înțelegi? Nu. Și atunci, iar voi sunteți foarte adaptați, că e grea meseria, trebuie să te ții de bară, mașina merge, nu poți să stai la stop, trebuie să treci. Imaginați-vă niște români uscați de astăzi, niște șaormari sau drogați, să facă meseria asta. Și atunci ce vă zic, băi frate, ideea e, cum zicea Ștefan cel Mare, că Moldova nu e a noastră, ci e a copiilor noștri și a copiilor copiilor noștri. Deci atunci etnia țiganilor din România, Roma, va ajunge să fie în pâine. Acum eu vă spun, nu există muncă care să nu fie bună și care să nu fie la Dumnezeu și care să nu fie importantă, pentru că cu voi va colabora și poliția română și va spune, vezi, n-ai găsit ceva pe la vreunul, ceva droguri aruncate sau ceva. Deci veți căpăta un statut în societate inestimabil. Iar un alt aspect, când dumneata vei îmbătrâni și te vei pensiona ca țigan gunoier, mă refer nu ăștia care și nu eu, ei tomberoanele le pui, nu știu șoferul dacă e țigan, nu știu, asta poate n-ar trebui să aibă neapărat importanță, dar ce vă spun, tu când te pensionezi, băiatul tău se angajează, înțelegi? După aia băiatul lui și tot așa. Și cum să zic, eu am văzut, și am scris în 2004 așa, sau 2003, am văzut oameni care căutau și asta, toată copilăria am văzut, în ghiena de gunoi căutau ceva, mâncare, ceva, orice, nu. Dar ești doar plătit doar să iei, să golești un tomberon la fiecare casă și atât. Și nu, nici la fiecare casă, că unele case nici nu sunt locuite sau nu se stă mult timp la ele. Înțelegi? Și asta se întâmplă în toată țara și atunci nu. Probabil că salariile sunt mai mici, sau, dar bă, e ceva, mă, e ceva care să te ții și... Dar să fii atent, să nu bei, să nu faci alte lucruri, că nu, să nu cazi acolo, pe autostradă, vai de capul tău. Deci ce spun? Omule, ar fi un lucru de făcut. Și ca să mai zic că aveți talent, pentru că, cum să spun, fac o altă notiță. Domnule, voi nu cerșiți pentru că sunteți oameni răi. În India, a trăi în sărăcie și din milostenia aproapelui, este o virtute.
Și voi ați păstrat acest atavism budist și probabil încă înainte de Buddha, hinduist, și ați venit cu el aici. Și aici cine vă înțelege? Constantinescu Junior. Nu. Ascultați-mă, dacă nu vă bagă... Nu. Și mai ales un alt serviciu am văzut. Dimineața țigăncile mătură și spală orașul. Nu. Asta e alt lucru. Astea două. Bărbații pe mașini, ele spălătorese, pe la WC-uri publice, pe unde se poate. Încercați marea cu degetul, unde se poate. Nu. Și să nu vă lăsați, mă, de meserie. Nu vă lăsați. Înțelegi? Uite, bă, și eu. M-am luptat, m-a ajutat Dumnezeu, mi-am învit familia. Uite, am ajuns și eu poet, bă. Înțelegi, frate? Și cu credință. Cu credință, vă zic. Aveți credința în Dumnezeu? Și să vă ferească Dumnezeu de patimi pierzătoare de suflet, să vă țină lângă El. Și atunci o să fie prosperitate și o să fie prosperitate țiganilor în România, nu o să merge să cerșiți, să vă chinuie aia prin Europa, să nu știu pe unde. Înțelegeți? Iar care sunt muzicieni? Muzicieni, bă, ea, nu, ea sunt treaba lor. Dar mă refer la țiganul de rând. Oricare țigan de rând ar putea să aibă meserie. No? Sănătate și aleluia!